Salut băieți, eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vă prezint cei mai lenți winger din FIFA Mobile, atât cei mai lenți efectiv din joc, cât și cei mai lenți jucători speciali, lenți winger din joc. Dați acolo un like, abonați-vă dacă place ideea aceasta, dați un share de asemenea prietenilor voștri pentru că m-a așa foarte, foarte mult. Înainte de a continua cu clipul, aș vrea să le mulțumesc celor doi sponsori de astăzi. Pe Neba.com găsiți o gamă foarte variată de produse video, de jocuri, de efectiv orice vă doriți voi la prețuri super, super accesibile, asistență 24/7 și pe lângă gama variată pe care vă oferă site-ul, puteți folosi și codul CRISTYOUTUBE pentru o reducere de 3% la checkout. De asemenea, băieți, vă recomand site-ul BuyFaCoins, să aveți link în descriere, de acolo puteți să vă cumpărați coin și pentru FIFA Mobile sau pentru FIFA 22. Aveți diferite metode de plată, asistență 24/7, o gamă foarte variată de coin, iar la checkout puteți folosi codul CRISTY pentru o reducere de 5%. Bun, și cel mai efectiv, deci din joc, cel mai lent winger, vezi, am pus aici left winger sau right winger, este un chinez, băieții, care are 47 overall și are 51 pace, boys, 51 pace, are agility la skill, băieți, dăm însă 51 pace, doar 48 la accelerație și 55 la sprint speed. La sprint speed mai e cum mai e, da, totuși 48 la accelerație. Nu știu ce vârstă are băiatul ăsta, dar foarte, foarte lent. Și nu este chiar singur cel mai lent, pentru că Silly, Dante Silly, așa îl cheamă, are și el tot 51 pace, mă rog, aici arată 52 pentru că are skill boost-ul attacking, care boostează un pic sprint speed-ul cu un plus 3. Deci, practic, Silly are 52 accelerație și 50 sprint speed, ok? Și el și cu acel chinez sunt efectiv cei mai lenți winger din FIFA Mobile. Joacă la Dallas, un american care chiar pare foarte tânăr, deci nu înțeleg de ce e atât de lent. Habar n-am, are 1.78, poate din cauza înălțimii, totuși este destul de înalt pentru un winger. 19 defending, deci băiatul ăsta, nu știu ce să zic, cred că mai bun vârf decât winger. Kwon Seong-yeon este de 46 overall, băiatul ăsta, și are și el 52 pace, este practic pe locul 2 la capitolul de cei mai lenți winger din joc. La, mă rog, la 46 overall, totuși 52 pace nu e foarte rău, gen, la fel ca și chinezul ăla, totuși nu e foarte rău. Are 50 la accelerație și 54 sprint speed, deci foarte puțin, tot așa agility la skill boost, un skill boost care nu boostează, vedeți, viteza. Ce să-ți despre, are 1.76 și el destul de înalt totuși pentru bandă, un pic mai înalt decât ar trebui, să zic așa. Doar 52 pace, voi vă dați seama, nu știu, dacă l-am crește, de exemplu, pe băiatul ăsta poate la 100, ar avea măcar 100 pace. Tot pe locul 2 ca cel mai lent jucător din joc, Radetinac de 62, care are tot 52 pace, însă are skill boost-ul speed, așa că o să-i boosteze mult speed-ul. Vedeți că sunt boostate ambele, dar hai să ne uităm cu cât boostează acest skill boost aferent. Plus 7 accelerație, plus 7 sprint speed, deci scăzându-le cu minus 7, ar fi practic 52 accelerație și 53 sprint speed. Deci, mă rog, practic ar da 53, dar pe fare ne arată 52 pace-ul. Cred că el stă cel mai rău dintre toți, pentru că are cel mai mare rating, la 62 rating, de-abia 52 pace pentru un winger, este foarte, foarte rău. Joacă la Jiu Gardens, cred că o echipă de care a dat CFR Cluj, nu mai țin minte. Are 1.87, însă se poate înțelege, este un jucător destul de înalt, sincer, și 73 de kilograme, deci unul din motivele cu siguranță pentru care nu are așa pace. Iar cel mai lent jucător elite, băieți, winger din FIFA Mobile, nu știu dacă v-ați fi gândit sau dacă ați ghicit, dar e bine, este un francez, Dimitri Payet de 80, are doar 70 la pace, la un rating de 80, însă oarecum se înțelege pentru că niciodată n-a fost un vitezoman, are o vârstă totuși Payet, nu știu, cred că e trecut de 30 de ani și oricum este un jucător așa foarte tehnic, cum e Budescu sau așa ceva, deci nu excelează la capitolul viteză, nu este un winger de bandă, de fugă, știți? Însă cu 70 pace, Dimitri Payet este cel mai lent winger elite. Iar pe locul 2, dacă vă interesa, ar fi Asensio, care are totuși 79 pace, deci la 80 rating 79 pace, nu este foarte rău. Kim, băieții, jucătorul special care are cel mai puțin la pace dintre jucătorii elite, de fapt, dintre toți jucătorii elite plus, el este cel mai lent winger efectiv, este vorba, băieții, despre Pedro Leon de 80 overall. Cu doar 63 la pace, băieți, este senzațional, n-are nicio treabă cu poziția asta de winger, este efectiv inutilizabil. Dacă l-ați jucat vreodată, băieți, să-mi spuneți în comentarii, sunt jucător de la Harvest Fest, dar cred că
Deci cred că e cartea asta de mai bine de un an de zile în joc. Vedem totuși că stă extraordinar de bine pe shoot, pe dribbling, pe pase, dar nu pe viteză, unde are 64 accelerație, 62 sprint speed, mult prea puțin ca să poată fi folosit. 1.83 pentru Pedro Leon, foarte multe special traituri, un jucător totuși cu un nume acolo în Spania, dar cu 63 pace în bandă în FIFA Mobile este imposibil. Iar cel mai lent master winger din joc, băieții, este un jucător despre care am mai vorbit într-un clip în care am zis eu că aceia erau cei mai neutilizați jucători din FIFA Mobile, pentru că într-adevăr cu acel pace e imposibil să-l joci, chiar și crescut nu îi crește mult pace-ul. Și este vorba, băieții, despre James Rodriguez, proaspăt transferat în Arabia Saudită, da? Cu această carte de la Everton, de la Boxing Day, 93 are, ați spune, dar doar, mă rog, aici arată 76 pace, însă are skill boost-uri speed. El, cartea sa, are 67 la pace, este efectiv mult prea puțin. Chiar și cu acest speed, cu acest skill boost, nu cred că vă impresionează prea mult acel 78 accelerație, 75 sprint speed. Nu cred că l-ați folosit. Ați plus 9 la accelerație, plus 9 la sprint speed. Deci, practic, scădeți câte 9 de la fiecare status, o să dea 69 la accelerație și o să dea un 66 la sprint speed și așa îi dă 67 pace. Este foarte puțin, deși vedem pe shooting stă fabulos, pe dribbling stă foarte bine, pe crossing stă foarte bine, dar James este un jucător care în FIFA a primit un pace dezastruos. Ideea pe locul 2 ca cel mai lent winger master din joc ar fi Mario Götze cu 84, deci o diferență foarte mare între el și James, de aproape 20 la pace. Totuși Götze este mult mai jucabil, ok? Iar astea fiind spuse, eu am fost Cristi, acesta a fost videoclipul nostru, dați acolo un like, abonați-vă și să ne auzim cu bine la următorul videoclip sau la următorul livestream. Pa, pa!